speranța mea este în dumneavoastră, tinerii, care sunt sigur că vă doriți cel puțin ca pentru copiii dumneavoastră, pentru copiii noștri, să lăsăm altfel lucrurile în orașul Mercedia și cu altă imagine. Deci pentru mine sunteți o speranță și am vrut să vă spun acest lucru și am foarte mare încredere în viitorul acestui oraș. Sunt convins că e un mic gest, vă face să uitați că nu e atât de ușor să plătești taxe, să plătești impozite, să plătești gunoi, să plătești toate lucrurile acestea. Mai ales acum că v-ați întemeiat o familie, responsabilitățile sunt pe voi. Am ales acest moment să fiu cu dumneavoastră, cu toți. Vă mulțumesc! Să începem festivitatea, domnule primar, familia Baroncea, Claudia și Alexandru. Familia Becu, Tiberi, Ionuț și Alexandru și Andreea. Care reușesc să se căsătorească trebuie premiați, trebuie îndemnați spre a-și uni destinele, pentru că vedeți cât de minunat este acest moment. Cum e tendința căsătorilor în Mecidia? Crescătoare, descrescătoare de la 7? Păi cam este. De anul trecut până acum au crescut cam cu 50%. Acesta o fi motivul pentru care au crescut căsătoriile, cununiile civile, nu știm. Dar e un semn bun. Și n-am decât să mă bucur că e un lucru care este perceput bine și, după cum ați văzut și dumneavoastră, este acceptat și chiar oamenii se bucură când le creezi astfel de momente și chiar dacă nu înseamnă mare lucru acest premiu cadou, oamenii se bucură pentru că e meritul lor. Mecidia este inima acestui județ și inima trebuie să bată și va da un semn pozitiv din toate punctele de vedere, social, cultural, uman, sportiv și toate cele categoriile de implicare ale cetățenilor acestui oraș. E tânără căsătorită și cum merge totul? Foarte bine, minunat! E ceva unic. Când ați făcut pasul? În 2017, în luna iunie, pe data de 10. Cum mi se pare toată petrecerea asta și inițiativa primarului? Ceva foarte frumos, neașteptat de bine. Nicăieri nu am văzut așa ceva. Este foarte, foarte frumos. Bravo! Când ați făcut pasul în viață? Pe 30 iunie. Ziua anul ăsta, 2018. A fost greu? A fost foarte frumos. E o bucurie foarte mare, sufletească și o împlinire pentru noi. Acum avem și un copil, este dezvoltare în burtică. Ce să zic, suntem fericiți și chiar ni se pare foarte deosebit gestul făcut de primăria Mecidia pentru tinerii căsătoriți. Este bine și ne bucurăm că încă mai există asemenea gesturi printre România pe aici. Când ați făcut pasul în viață? Pe 8 octombrie. Anul trecut. Cum e? Foarte frumos. Este la fel ca și înainte. Noi suntem împreună de 10 ani, dar relația este la fel ca și înainte. Ceva însă v-a făcut dintr-o dată să oficializați relația, nu? Dorința de asta împreună. Da, pentru că noi nu locuiam împreună, dar apoi ne-am hotărât să facem și pasul de asta împreună.